asta a fost imaginea da. Mamei? Asta i-a arătat mamei. Mama s-a supărat foarte tare, m-a sunat. Ce ți-a spus? Mi-a spus, eu nu te-am crescut așa. Cum poți să faci asta? Nu ți-e rușine? Cum poți să te dezbraci în fața unor oameni? Nu ai pic de rușine, mă faci de râs. Ai învățat bine, ești o fată care e deșteaptă, ești inteligentă. Cum poți să faci așa ceva? Mi-a închis telefonul. Am încercat să explic, dar atunci nu aveam cui să explic, pentru că era nervoasă. Nu m-a sunat 3 zile, nu am sunat-o. Am lăsat-o să se calmeze. După 3 zile m-a sunat și m-a întrebat, ce faci, cum ești, ești bine, ai mâncat azi? Pur și simplu, a continuat o discuție normală pe care o aveam în fiecare zi. Dar a acceptat? Da, a acceptat. A acceptat pentru că eu am început să câștig din ce în ce mai mulți bani. Eu le-am explicat, m-am întâlnit cu ei, cu mama și cu tata și le-am spus, eu fac asta și asta, eu nu mă întâlnesc, nu mă atinge nimeni, nu am contact cu oamenii ăia. Și automat ei au înțeles. Nu sunt fericiți cu ceea ce fac și nu le convine. Cu videochatul cât de cât erau ok. Cu OnlyFans-ul era ok. Acum cu filmele pentru adulți nu le place deloc, dar sunt copilul lor și mă iubesc și mă acceptă exact așa cum sunt. Crezi că banii și ajutorul cuiva poate schimba percepția oricui? Poate schimba percepția multor oameni. Inclusiv a familiei? Da, inclusiv a familiei. Dar mama a văzut cum sunt eu. Eu am avut 3 relații toată viața, deși fac filme pentru adulți acum, eu am avut 3 relații. Eu nu ies în cluburi, eu nu beau, eu nu mă droghez. Eu sunt foarte strictă cu programul meu și am o viață foarte sănătoasă și ea știe lucrurile astea. O să întreb foarte franc. Crezi că dacă nu i-ai mai ajutat financiar, crezi că dacă nu i-ai mai face casele, te-ar mai accepta? Da, m-ar accepta pentru că sunt copilul lor, da. Da, dar nu ar avea din ce să trăiască. Și n-aș vrea acum că i-am ajutat și cumva în fiecare lună merg, îi aprovizionez cu fel de fel de lucruri. Pe tatăl meu l-am ajutat cu casa, cu gardul, ce avea de făcut. Dacă i-aș lăsa în punctul ăsta, ei nu ar avea cum să se mai descurce și nu aș vrea să-i duc, practic, cum am trăit acum mulți ani. Dar există undeva în tine întrebarea asta? Că dacă nu ar exista ajutorul financiar, le-ar fi mai greu să-ți accepte situația în care te afli? Nu a existat până acum. Acum, nu știu, mi-ai pus întrebarea asta, până acum nu a existat. Dar ei mă iubesc și tatăl meu oricum niciodată nu acceptă bani. Tatăl meu când îi duc ceva îmi spune, nu pot să cred, iar mi-ai adus, nu mai mi-aduce, nu-ți mai cheltui banii pentru că eu am. În schimb, mama este în cealaltă parte care îmi spune, am și eu nevoie să mă ajuți luna asta cu nu știu ce bani, am nevoie să fac bucătăria, am nevoie să fac, ok. Acum, te-ai hotărât să treci la un alt nivel. Când te-ai hotărât să treci în industria pentru adulți, ai făcut-o de ce? Am început cu OnlyFans-ul. A apărut OnlyFans-ul. Au apărut multe fete în România care aveau OnlyFans. Nu am fost prima din România care a avut OnlyFans. Și am spus, chiar am spus acum câteva zile, eu nu vreau să fiu prima din România cu OnlyFans, vreau să fiu cea mai bună. Și nu vreau doar din România, vreau să fiu din lume. Las altele să fie în România cele mai bune. Eu vreau să fiu din lume. Și am început asta, am văzut că se fac foarte mulți bani din OnlyFans și foarte rapid. Oricine poate face OnlyFans. Nu este greu să faci OnlyFans. Îți faci un cont, pui niște poze, te promovezi puțin, faci 2 TikTok-uri, ai devenit virală, faci bani pe OnlyFans. În schimb, pe videochat mi se pare foarte greu. Trebuie să știi o limbă străină, trebuie să știi să comunici cu niște oameni, să ai o prezență. Este mult mai greu. Și am văzut că se fac bani mult mai rapid. Mie oricum îmi plăcea să pozez. Mi-am dezvoltat și partea asta. Am început să pozez din ce în ce mai mult și automat, trecând timpul, am început să-mi dezvolt mai multe abilități, cum ți-am spus. Să încerc să fac ceva nou. Ceva ce n-a mai fost prin România, să vin cu o idee nouă și automat abonații mei apreciază asta. Am făcut filme pentru pagina mea de OnlyFans cu parteneră, pentru că asta se vinde. Ca să faci bani, nimeni nu vine la tine să-ți cumpere o poză goală. Ok, îți cumpără, se abonează 100, 1000 de oameni. Dar ăia 1000 de oameni se plictisesc la un moment dat, pentru că pozele alea cu tine sunt furate, apar pe toate grupurile din România și automat toată lumea te-a văzut, de ce s-ar mai abona?
Deci prima experiență ca și actriță pentru adulți, ca să spunem așa, a fost, de fapt, pentru acest OnlyFans. Da. În căutarea unui content, cum spuneai tu, diferit. Da. A fost greu să găsești pe un partener pe care să-l convingi să apară pe pagina ta? Am făcut cu un cuplu, am avut cu un cuplu, o femeie și un bărbat. Ei erau foarte deschiși, aveau și ei OnlyFans și pur și simplu am decis să colaborăm. Și practic de acolo am început eu cu videourile. Cu ei am făcut. A, și îmbărțați banii cumva? Nu. Foloseam videourile. Și eu foloseam și videouri și ei, da. Și așa colaborez și acum cu actorii mari cu care am ajuns să colaborez. Deci, practic tu, în momentul de față, tu nu lucrezi cu o companie în industria pentru adulți. Tu produci, de fapt, filmulețe pe care le vinzi mai apoi pe OnlyFans. Da. Și făcând chestia asta și am mers la multe evenimente, am câștigat premii în industria asta. Am câștigat cel mai bun model independent al anului, cel mai bun content creator, cel mai strălucitor creator de conținut, cel mai bun model budoar. Am câștigat multe, multe premii și cel mai bun model european. Automat lumea a început să mă vadă. Am început să merg la evenimente în alte țări. Și am fost în Germania, unde erau cei de la Brothers, cea mai mare producție de filme pentru adulți din lume, cea mai mare companie. Acolo era un actor, Danny D, unul dintre cei mai cunoscuți de la ei. Și am spus, acum este șansa mea, practic. Am mers la el și am spus, bună, eu sunt Emma și vreau să lucrez cu voi. Și în momentul ăla omul s-a uitat la mine, pentru că m-am dus așa senină și plină de bucurie și am spus, vreau să lucrez cu voi. Pur și simplu a fost o idee care mi-a trecut prin cap. Am spus, ok, fac asta aici și să mă opresc aici. Când pot fi un nume, pot fi cunoscută, nu vreau să fiu doar în România. Și m-am dus la el, mi-a luat numărul de telefon și soția lui, pentru că ei lucrează împreună, ea se ocupă de producție, soția lui m-a sunat la o săptămână și mi-a spus că are două scene pentru mine, pentru Brothers. Și unde s-a întâmplat asta? Am plecat în Londra. Ok. Acolo au avut loc filmările. A fost o experiență clar, total diferită față de ce făceam eu pentru OnlyFans. Eu de ce diferită? Pentru că am avut, pur și simplu mi s-a dat un script de 7 pagini pe care a trebuit să-l învăț. Nu este atât de ușor. Chiar i-am spus, zic, sexul este cea mai ușoară parte din tot ce facem aici. Filmarea a durat o zi. Aveam scriptul de învățat în care trebuia să vorbesc în engleză cu ei. Totul era în engleză. Și cumva e și partea de actor, să fii și actor, pentru că tu joci un rol până ajungi în punctul ăla. Am filmat. După ce am filmat, am ajuns acasă și toată lumea pe TikTok și pe peste tot, efectiv, toată lumea a nebunit cu chestia asta, ce am făcut, cu cine am filmat, nu pot să cred. Și sunt foarte fericită și împlinită că pornind de la un video singură, primul video mi l-am făcut singură acasă. Nu știam să fac nimic. De la un video singură am ajuns să filmez pentru cea mai mare companie din lume. Cea mai dar mare casă de producție. Dar așa puțin să ne detaliezi ziua de filmări. Cum ți s-a părut ție acolo? Ce ți s-a părut diferit? Cum se desfășoară o zi pe platou acolo de filmare? Am ajuns acolo, mi-a oferit cazare, am fost plătită pentru filmare. Dimineața m-a se luat... Se plătește bine? Da, se plătește în funcție de cât cer, dar nu pot spune cât am fost plătită pentru că scrie în contract. Da, se plătește bine. Am fost luată dimineața, am ajuns, mi-a făcut make-up-ul, machiajul, părul. Au venit actorii, au pus camere, lumini, totul. Am repetat, am citit scriptul. Am făcut un video, ne-am așezat toți la o masă în jurul unei mese și am fost filmați. Cu buletinul în mână și spuneam, numele meu este Miruna Milu, nume de scenă Emma Carter. Sunt născută, spuneam data nașterii. Și spuneam, sunt aici pentru că îmi doresc, nu mă obligă nimeni. Era un acord, pur și simplu, pentru ei. Nu am consumat substanțe alcoolice, nu am consumat niciun fel de substanțe și sunt aici pentru că îmi doresc. Urmează să filmăm, am închis, am făcut acordul, am semnat, am avut contractele de semnat, după care am început să filmăm. S-a filmat totul până la partea cu sexul, absolut tot. Intrările în casă, cum ieșeam, ce vorbeam, dialogul. După care am luat o pauză,
toată lumea și-a făcut duș, ne-am pregătit și am filmat sexul propriu-zis, care a fost jumătate de oră de filmare. Există și plăcere? E ceva mecanic? Cum e? Prima filmare a fost cu Danny D și cu Kiki Minaj, o actriță foarte cunoscută, și a doua filmare a fost doar cu Danny D. Este cumva, nu știu, te fac să te simți natural, oamenii, pentru că sunt ei foarte ok. Nu există glume proaste, nu există, nu știu, este totul foarte profesional acolo, e profi. Nu, sexul se întâmplă doar atunci când este filmat. Dar cumva, pentru mine a fost cumva natural, pentru că m-am simțit ok cu ei ca oameni. Au fost niște oameni ok, plus că noi ne-am făcut toate analizele, am fost obligată să fac analizele, mi-am făcut toate analizele, inclusiv o analiză care a ieșit în România în 10 zile, și anume de SIDA, a fost o analiză care se face, da, de HIV, în 10 zile a ieșit. Dar nu simți prezența camerelor? Sau îți place prezența camerelor? Îmi place prezența camerelor. Practic, asta e drive-ul tău. Da, da, îmi place prezența camerelor și mă simt foarte liberă și nu am emoții când sunt filmată. Probabil videochatul și OnlyFans-ul, ce am făcut eu înainte, clar are o... Un lucru vreau să întreb. În relațiile când te întorci acasă, relațiile pe care le ai cu bărbații pe care îi găsești acasă când te întorci, tu vrei să ajungi cea mai cunoscută actriță pentru adulți. Ăsta e targetul tău. Da. Dar nu crezi că te va afecta ca femeie? Relația mea s-a încheiat în momentul în care am început să fac OnlyFans. Și nu s-a încheiat pentru că am început să fac OnlyFans. S-a încheiat pentru că nu ne mai înțelegeam și aveam drumuri diferite. Pur și simplu am stat de vorbă cu fostul meu și i-am spus: tu ești luptător, eu vreau să merg în altă zonă. Nu se pupă zonele astea, nu avem cum să fim împreună. Eu vreau să fac ceva, tu vrei să faci ceva. Eu nu pot să spun ție să renunți vreodată la ce faci tu, ce faci de copil, ce face toată familia, dar pentru mine, niciodată nu o să fac asta. Tu faci ceea ce ești cel mai bun, eu fac ce sunt bună. Și decât să ne certăm, rămânem prieteni. Așa că am rămas prieteni și am un ajutor. Merge cu mine la evenimente, este lângă mine, dar nu mai există sentiment între noi doi. Dar cumva, în anii pe care ați petrecut împreună, ai simțit în el că și-ar fi dorit alături de tine o casă, un copil, și-ar fi dorit o soție? Nu am simțit asta. A fost o relație de copii mai mult. Nu știu, ne-am maturizat cumva împreună. Am început de la crizele alea de gelozie, cui dai like și ce faci, până în punctul în care... ok, nu ne înțelegem, el mă și înșela, eu eram în continuare geloasă și zic, nu merge relația, vreau să fac ceva cu viața mea, tu vrei să faci ceva, hai să ne despărțim. Și acum sunt mult mai fericită și eu și el și ne înțelegem foarte bine că ne-am despărțit. Și dacă ți-ar fi cerut să te căsătorești, ai fi renunțat la visul tău de a deveni cea mai cunoscută actriță pentru adulți? Nu am renunțat și nu o să renunț niciodată la visul meu pentru un bărbat sau pentru oricine altcineva. Sunt foarte ambițioasă și când îmi propun ceva, obțin acel lucru. Și să-ți răspund la întrebarea cu bărbații, eu nu mă întâlnesc cu bărbații, nu mă întâlnesc cu bărbați, sunt foarte timidă. Chiar dacă fac only și filme și pe cameră pare că nu sunt timidă, în realitate eu sunt foarte timidă și nu-mi place să vorbesc cu oamenii. Îi cunosc atât de bine pe bărbați din mediul online, tot ceea ce vorbesc cu ei, încât pur și simplu nu am...
sexual în primul rând, ceea ce în România clar lipsește și toată lumea este speriată de asta. Ei trebuie să înțeleagă, eu am luat niște decizii cu viața mea, eu am mers într-o direcție și ei cumva trebuie să înțeleagă lucrul ăsta și dacă alți copii o să le spună, ei trebuie să aibă cumva maturitatea să le răspundă. Vreau să închem altcumva, exact pe drumul spre casa din pădure. Știu că te mai duci acasă din când în când. În fiecare lună merg la părinții mei. Încărcată. Da, cu bagaje. Încerc să le faci viața mai ușoară. Ai spus că nu ți-e frică să te întorci acolo. Nu, îmi face plăcere. Îmi face plăcere pentru că mă regăsesc cumva și de la toată nebunia asta care este în București, merg acolo unde este liniște și pur și simplu stau liniștită și renunț o zi la Instagram. Nu stau cu oamenii, stau liniștită. Și dacă n-aș lucra în zona asta și n-aș face ce fac și nu m-aș promova, cred că nu aș avea cont de Instagram și probabil aș fi undeva foarte liniștită, pentru că sunt o fire foarte liniștită. Spune-i tot tu că dacă ar fi să te întorci acolo, n-ai avea niciun fel de problemă, dacă n-ai mai avea ce ai azi, să te întorci în spatele casei, să crești trei vaci, liniștită. Da, am râs pe tema asta, pentru că așa cum ți-am, sunt asumată și nu m-au schimbat banii și relațiile pe care le-am în momentul de față, oamenii pe care i-am cunoscut. Consider că a fost un drum și eu n-am uitat de unde am plecat. Adică da, știu să mulg vaca, pentru că am fost crescută la țară. Mama mă trimitea cu vaca pe câmp. Îmi luam o carte, stăteam cu vaca. Care este problema? Adică oamenii sunt frustrați și vai ce a făcut, nu pot să cred. Suntem oameni, cu toții plecăm de jos. Dar în viață trebuie să avansezi, să ajungi cât mai sus, în orice domeniu, nu contează domeniul.